Din valoarea totală a finanțării externe prognozate, aproape 209 milioane de dolari vor fi oferiți de Comisia Europeană. Aproximativ 110 milioane sunt așteptate de la BI și Banca Mondială. 89 de milioane de dolari ne va oferi Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare, în timp ce Fondul Monetar Internațional ar putea acorda guvernului 26 de milioane de dolari. Din acești bani, aproape jumătate vor veni sub formă de împrumuturi externe și doar 160 de milioane de dolari sunt grant. Cea mai mare parte a asistenței externe este destinată pentru susținerea programului din sectorul drumurilor, aproximativ 2,4 miliarde de lei. Puțin peste 126 de milioane de lei vor fi investite în reabilitarea drumurilor locale, iar aproape 1 miliard în proiecte din agricultură. Până la sfârșitul anului 2018, datoria externă a Moldovei va crește cu aproape 18%, mai mult decât era planificat în 2017 și va depăși 2 miliarde de lei. În același timp, datoria de stat pe cap de locuitor va fi de 17.384 de lei. Creditorii externi condiționează oferirea banilor prin implementarea reformelor, combaterea corupției și asigurarea principiilor statului de drept.